Dacă viitorii exploratori vor dori să trăiască și să lucreze pe lună, vor avea nevoie de un mediu ospitalier. Luna nu are practic nicio atmosferă, astfel încât temperaturile din timpul zilei pe lună pot atinge 120 de grade Celsius, în timp ce temperaturile din timpul nopții pot scădea până la minus 130 de grade. Dar o echipă de oameni de știință a anunțat recent că a descoperit pe lună gropi și peșteri care au o temperatură permanentă de 17 grade Celsius, tocmai potrivită pentru traiul uman. Este ceea ce oamenii de știință numesc vreme de plovăr. Dar ce se întâmplă în aceste peșteri, ce am găsit în ele până acum și cum ne pot ajuta ele în explorarea lunară? Hai să aflăm! Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Peșteri, grote și tuburi de lavă pe lună. Oamenii de știință știu despre gropile de pe lună încă din 2009. Lunar Reconnaissance Orbiter, cunoscut și sub numele de LRO al NASA, a descoperit peste 200 de gropi pe lună, iar cercetătorii au declarat că aproximativ 16 din cele peste 200 sunt probabil tuburi de lavă prăbușite. Pământul găzduiește de asemenea tuburi de lavă, cum ar fi cele pe care vizitatorii le pot vedea în Parcul Național al Vulcanilor din Hawaii. Acestea se formează atunci când râurile de lavă își croiesc drumuri pe sub fluxurile de lavă sau atunci când crustele exterioare se solidifică. Astfel, gropile de pe lună sunt fluxuri de lavă străvechi care s-au solidificat. Intrările în tuburile de lavă apar ca niște gropi odată ce crusta de deasupra unui tub se prăbușește într-un punct subțire. Când au analizat gropile de pe lună, oamenii de știință au descoperit că două dintre cele mai proeminente gropi au intrări mari și vizibile. Ei au spus că acestea duc în mod clar la un fel de peșteră sau vid. De asemenea, ei cred că există dovezi puternice ale existenței unei peșteri mari din intrarea unei a treia gropi. Măsurarea temperaturii. Cercetătorii au analizat imaginile de la camera termică a LRO, Diviner Lunar Radiometer Experiment, pentru a verifica temperaturile din interiorul gropilor în comparație cu cele de la suprafață. În Marea Tranquilitatis, ei au studiat o depresiune de formă cilindrică, care are lungimea și lățimea unui teren de fotbal. Cu ajutorul modelării computerizate, cercetătorii au putut urmări schimbările de temperatură din groapă de-a lungul timpului. Ceea ce au descoperit a fost că temperaturile au rămas relativ stabile la aproximativ 17 grade în umbră și au spus că orice peșteri sau tuburi care ies din groapă ar menține de asemenea această temperatură relativ confortabilă. Cheia pentru temperatura stabilă, au spus cercetătorii, este reprezentată de intrările în peșteri. Acestea împiedică locațiile umbroase să se încălzească prea tare în timpul zilei și să aibă scăpări de căldură pe timp de noapte. În schimb, zonele gropii în care soarele ajunge se coc la temperaturi de până la 140 de grade Celsius, chiar mai fierbinți decât suprafața lunii. De altfel, oamenii de știință au declarat că, deoarece groapa Tranquilitatis este cea mai apropiată de ecuatorul lunar, podeaua luminată la amiază este probabil cel mai fierbinte loc de pe întreaga lună. Peșterile lunare sunt un mediu binevenit pentru oameni. Temperaturile extreme de pe lună reprezintă o provocare pentru oamenii care își vor stabili orice bază lunară permanentă. O zi pe lună durează aproximativ 15 zile terestre, iar o noapte durează evident tot aproximativ 15 zile. Acest lucru ar însemna că energia solară pe lună ar fi inaccesibilă aproximativ jumătate din timp. Peșterile lunare ar putea remedia această problemă alături de altele. Ele ar oferi de asemenea o anumită protecție împotriva razelor cosmice, a radiațiilor solare și a micrometeoriților. Până la urmă, oamenii au evoluat trăind în peșteri, iar la peșteri ne-am putea întoarce atunci când vom trăi pe lună.
De altfel, diferite echipe de cercetători din diferite țări și agenții au studiat ideea de a folosi tuburile de lavă ca adăpost. La o conferință recentă din China, Zhang Chongfeng de la Academia de Tehnologie a Zborului Spațial din Shanghai a prezentat un studiu despre lumea subterană a tuburilor de lavă. Cercetătorii chinezi au făcut muncă de teren în tuburile de lavă chinezești pentru a înțelege cum să le folosească pe lună. Potrivit lui Zhang, există suficiente asemănări între tuburile de lavă lunare și cele terestre pentru ca unul să fie un analog al celuilalt. Această asemănare începe cu cele două tipuri de intrări ale lor, verticale și înclinate. Ambele corpuri cerești au ambele tipuri. Cele mai multe dintre cele pe care le-am găsit pe lună sunt tuburi cu deschidere verticală, dar acest lucru se poate datora vederii noastre asupra lunii. Studierea peșterilor. În prezent, China acordă prioritate tuburilor de lavă lunară din zona Tranquilitatis și Mării Fecunditatis pentru explorare, două zone de interes de pe lună. De altfel, China plănuiește un sistem robotic care poate explora peșteri precum cea din Marea Tranquilitatis. Sonda primară va avea fie roți, fie picioare și va fi construită pentru a se adapta la terenuri dificile și pentru a depăși obstacolele. Va avea de asemenea o încărcătură științifică. Vehiculele auxiliare se vor putea separa de sonda principală pentru a efectua mai multe recunoașteri și pentru a ajuta la comunicații și la suportul energetic. Acestea ar putea fi diversificate, astfel încât misiunea să poată face față unor provocări diferite. Acestea ar putea include sonde cu mai multe picioare care se târăsc, sonde care se rostogolesc și chiar sonde care sar. Aceste vehicule auxiliare ar avea de asemenea instrumente științifice pentru a studia praful lunar, radiațiile și prezența gheții pe apă în tuburi. China plănuiește de asemenea un robot capabil să zboare, care ar putea să-și găsească drumul prin tuburile de lavă în mod autonom, folosind radare cu microunde și laser. Planul de viitor al Chinei după o explorare de succes este o bază cu echipaj lunar. Aceasta ar fi o bază de cercetare subterană pe termen lung, amplasată într-unul dintre tuburile de lavă lunară cu un centru de sprijin pentru energie și comunicații la intrarea în tub. Terenul ar fi amenajat, iar baza ar include atât facilități rezidențiale, cât și de cercetare în interiorul tubului. China nu are același entuziasm pentru schimbul de informații pe care îl are o organizație precum NASA, așa că detaliile sunt mai greu de descoperit, dar nu există nicio îndoială că activitățile spațiale ale Chinei sunt în plină ascensiune în acest moment. Cu multiple misiuni de succes finalizate, unele încă în desfășurare și altele planificate pentru viitor. În primăvara anului 2023, China a anunțat că intenționează să înceapă să construiască o bază lunară până în 2028. Deși nu este clar dacă acest anunț se referea la o bază cu tuburi de lavă lunară. Acest lucru pare să contrazică cea mai recentă declarație care spune că de fapt China intenționează să realizeze o aselenizare cu echipaj uman până în 2030, dar indiferent de momentul în care începe, China pare să fie dedicată ideii. Ding Lieun, un om de știință de top de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Huazhong, a declarat că, în cele din urmă, construirea de locuințe dincolo de pământ este esențială nu numai pentru căutarea întregii umanități, pentru explorarea spațiului, ci și pentru nevoile strategice ale Chinei ca putere spațială. Acest limbaj reflectă aproape exact limbajul folosit de NASA atunci când vorbește despre programul său Artemis. În pregătirea pentru mai multe misiuni lunare și pentru o eventuală bază, cercetătorii chinezi au studiat atât Marea Tranquilitatis cât și Marea Fecunditatis. În 2022, o echipă de oameni de știință a publicat un studiu privind caracteristicile vulcanice ale Mării Fecunditatis. Ei au descoperit că aceasta este bogată în caracteristici vulcanice, inclusiv tuburi de lavă. Lucrarea din 2022 a subliniat și faptul că nicio misiune către suprafața lunii nu a parcurs mai mult de 40 de kilometri.
Astfel, cercetătorii din spatele acestei lucrări propun o misiune cu o durată de 5 ani, similară cu misiunile roverelor de pe Marte ale NASA. În 5 ani, un rover chinezesc ar putea explora Marea Fecunditatis în timpul unei traversări de 1400 de kilometri. Prin studierea caracteristicilor vulcanice, cum ar fi tuburile de lavă și domurile, aceștia ar putea dezvolta o înțelegere mai cuprinzătoare a geologiei regionale a Lunii. De asemenea, ei ar putea selecta un loc pentru o bază lunară. Concluzie. Astfel, descoperirea peșterilor cu temperaturi constante de 17 grade Celsius pe lună deschide noi perspective pentru viitorul explorării lunare. Aceste peșteri oferă un mediu ospitalier în contrast cu temperaturile extreme de la suprafață și pot deveni locuri ideale pentru stabilirea bazelor umane permanente. Cercetările și planurile din partea agențiilor spațiale arată de asemenea că tuburile de lavă și peșterile lunare reprezintă o opțiune viabilă pentru adăpostirea exploratorilor, oferind protecție împotriva condițiilor dure ale lunii și deschizând drumuri noi inclusiv pentru cercetarea geologică lunară. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.